seara și bun găsit la subiectul zilei. Astăzi este prima zi de școală, o zi plină de bucurii și foarte interesantă pentru copiii care merg pentru prima dată la școală, dar suntem aici să vorbim despre lucruri mai realiste, poate mai dureroase în orice caz. Este alături de noi domnul Dănuț Ieneșescu de la Sindicatul Democratic din Învățământ Arad. Bună seara! Bună seara! Domnule Ieneșescu, v-am invitat în această seară să discutăm despre problemele specifice începutului de an școlar din punct de vedere al cadrelor didactice, al oamenilor care lucrează în învățământ, care au ales această carieră. Ce se întâmplă în Arad în acest an școlar 2012-2013? Care putem să spunem că sunt problemele specifice cu care începe acest an școlar din punct de vedere al dascărilor? Da, faptul că legea bugetului care există pentru tot anul 2012 nu a prevăzut un procent suficient de mare, cel puțin nu la nivelul prevăzut de legea 1, legea educației naționale, adică 6% din produsul intern brut. Anul acesta a fost mult sub 3. Una dintre probleme, spuneam, sub finanțarea. Spuneați de momentul festiv. Da, pentru grădinarii care au pășit în școală, în clasa pregătitoare, clasa 0, cei care au venit că în același timp din grădiniță au venit și cei în clasa 1. E un moment de neuitat când peste ani de zile își va aduce aminte când doamna învățătoare l-a luat de mânuță, l-a prezentat colegilor mai mari, l-a dus în clasă, i-a spus de astăzi îți voi îndruma pașii, îmi doresc ca atunci când vei fi mare să-ți aduci aminte de această zi, să-ți aduci aminte de ceea ce te voi pregăti, de cunoștințele pe care ți le voi spune. Dar toate acestea sunt sub umbra sau sub nemulțumirea noastră a cadrelor didactice, că suntem supuși alături de părinți, de elevi, la o permanentă schimbare care se face doar de dracul schimbării. Și aici am observat că în România, în decurs de câțiva ani, sistemul educațional se schimbă radical de mai multe ori chiar. Cum vedeți aceste schimbări? Cât de mare este problema acestor schimbări? Ce atrag aceste schimbări după sine? Nu pot fi benefice. Deci, la o analiză mai atentă, făcută în cadrul Federației Sindicatelor Libere, în cadrul biroului, unde suntem 16 persoane, coordonăm federația, mai apoi și în Colegiul Liderilor, am analizat, am discutat și am ajuns la o concluzie că o schimbare de azi pe mâine sau în timpul jocului nu poate să aducă beneficii. Noi am zis că dacă se începe cu clasa 0, cu clasa 1, 10 ani învățământul obligatoriu, să ne ducem pe aceeași direcție. Ar trebui toată clasa politică, toți decidenții, să se așeze la masa negocierilor cu noi, cu părinții, cu partenerii de dialog social, cu sindicate, cu patronate și să ne ascultăm. Am spus de foarte multe ori tuturor reprezentanților claselor politice care au fost aici în această emisiune că suntem la faza unui monolog în politică, nu s-a ajuns la un dialog, nu s-a ajuns la un dialog constructiv, mai apoi la ceva hotărâri care să aducă beneficii. Dar care credeți că este prețul pe termen lung al acestor monologuri, sau corect spus, și monologe? Ce se întâmplă dacă acești oameni nu au simțul responsabilității la momentul potrivit? Care vor fi consecințele în câțiva ani? Vedem rezultate foarte drastice la bacalaureat. Dar înainte de bacalaureat, mai există și o perioadă în care copiii acumulează poate cele mai multe cunoștințe. Cum vedeți perspectiva lor în momentul de față, în acest război politic, administrativ, ce-o fi? Am spus că ne dorim reformă în sistemul educațional. Chiar în 2002 am semnat un pact și atunci am spus, dacă se dorește, vom participa și noi încât să învățământul să devină performant, calitativ, din toate punctele de vedere, dar
observăm la nivelul Aradului săptămâna trecută, era o lipsă de ocupabilitate a posturilor didactice. Nu am o sinteză, nu știu numărul total. Sunt reprezentanții inspectoratului care pot confirma acest lucru. Tinerii din ce în ce mai puțin acced spre cariera didactică. Am ajuns în situația în care există o ordonanță prin care la 7 posturi vacantate se deblochează un singur post. Sunt unități școlare fără personal administrativ, didactic auxiliar. Pot funcționa ele în aceste condiții? Păi, obligatoriu trebuie să funcționeze, pentru că sarcinile pe care ar trebui să le realizeze un didactic auxiliar, secretar, contabil, cad pe umerii directorului. Mă scuzați, director... sună ca un plan cincinal care trebuie dus la bun sfârșit orice ar fi. Chiar dacă scroafa deci... nu a fătat, noi trebuie să spunem că există N până mai de ună zi am fost obligați prin presiuni care au fost făcute. Am spus-o la momentul potrivit. S-a întâmplat, s-a făcut schimbarea prin promisiuni electorale. Așteptăm să se rezolve. Oricum, în acest moment, plecând chiar undeva dinainte de a se termina anul școlar, ne confruntăm cu multe probleme. Stoparea investiției, adică fondurilor pe proiectele structurale, coordonez la nivelul Aradului, adică zona nord-vest, Arad, Timiș, Caraș și Hunedoara, un astfel de proiect. În ce formarea, sunt formarea de competențe. Nu sunt decontări de 6-8 luni, sunt restanțe în plată. Noi am avut 4 grupe, 2 dintre grupe, grupa 2, grupa 3, nu s-au făcut plățile. Dar noi, dumneavoastră spuneați, ca un plan cincinal. Nu putem să dăm înapoi. S-a câștigat, s-a făcut o investiție în acest multă muncă și ar fi păcat să pierdem un astfel de o astfel de oportunitate. Să ajungem în situația în care din, eu știu, 100, dau exemplu, 100 de absolvenți de studii superioare, 5 sau 10 să intre în învățământ. În primăvară am realizat un studiu realizat de departamentul pe care îl coordonez, Departamentul pentru Tineret. În cei 5 ani cât se consideră că tânărul intră în sistem, deci pe o marjă de în jur de 1000 de subiectivați, adică cei care au răspuns acestui chestionar, peste 60% doresc să părăsească sistemul. Deci vin, după un an, doi, văd greutățile, salariile mizerabile. Deci nu există motivația, părăsesc sistemul fără să se mai uite în spate pentru un job mai bine plătit. Unde s-au oprit rapoartele pe care le-ați întocmit dumneavoastră? Cam până unde au ajuns? Pentru că este foarte curios să aflăm dacă acestea sunt la București și sunt sau nu băgate în seamă. Da, deci după ce am finalizat acest studiu, am făcut o conferință de presă în București, unde am înaintat și pe cale oficială cu adresă de înaintare studiu spre Ministerul Educației și în cadrul acelei întâlniri au fost reprezentanți ai Ministerului. Le-au fost înmânate de președintele Federației, domn profesor Hancescu, Simon Hancescu. Deci au fost înaintate. Se pare că au rămas undeva printr-un sertar, ca și legea educației, codul educației, cum se numea, care a trecut de prima cameră și trebuia să ajungă la a doua cameră pentru a fi, după ce a fost dezbătut, aprobat de reprezentanții ministerului, reprezentanții sindicatelor. Nu doar ideile mele sunt bune și ideile tale, ale agenților economici, ale patronatelor, și s-a stopat. A rămas undeva într-un sertar, prăfuit, și se pare că acum, din nou, se dorește o schimbare. Ne întrebăm când se va produce, dacă se va produce și dacă va ține seama din nou și de părerea noastră. Avem ceva nou în acest an școlar, este vorba de clasele 0. Am vorbit despre aceste clase 0. Mie mi se pare că sunt inutile. Acum este părerea mea, dar o să vă rog să îmi explicați din punct de vedere al dascălului și al omului care este implicat în procesul de învățământ, ce înseamnă exact clasa 0, cu ce se mănâncă și de ce este bună, eventual bună, această clasa 0? M-ați întrebat de ce consider că e bună sau că ar fi bună. Studiile efectuate la nivel mondial arată că elevii, copiii, de la o vârstă fragedă,
asimilează cunoștință și le și consolidează prin joc. Exact acest lucru se dorește prin această clasă zero. Încă de la început n-am fost de acord cu denumirea aceasta, acestei clase, clasa zero. Vorbeam înainte de emisiune, clasa 0A, clasa 0B, pentru că nu la toate unitățile școlare e doar o clasă. Sunt două, sunt trei. Colegii au participat la aceste formări, deși sunt convins că mai mult de 80% știau și știu. Pentru că tot noi am făcut, sau tot noi am fost și la grupa pregătitoare, care de asemenea era semi-obligatoriu, dar prin lege, de la 6 ani, copilul trebuia să fie înscris în școală. Anul ăsta s-a întâmplat un lucru, vă spuneam, și copiii de 6 ani au venit în școală, în școala primară, și copiii care au intrat în clasa 1. Pentru că încă anul trecut a mai funcționat grupa pregătitoare. Nu e acesta un impediment. S-a făcut acele investiții care le spuneam că erau inutile la un moment dat cu bănci, cu mobilier. Bun, sunt făcute. Mă întreb și ne întrebăm, oare peste un an sau peste doi nu se va face schimbare din nou? Și atunci, inutilitatea investițiilor? Această schimbare a început, de fapt, în aplicarea legii Educației Naționale anul trecut la clasa 5-a, care, normal, conform începerii clasei a 5-a și finalitate în clasa a 9-a, cu trecerea clasei a 9-a la gimnaziu, nici în acest moment nu există o curiculă adaptată. Și ce materiile care au fost făcute în clasa a 5-a sunt cele care au fost făcute cu un an înainte. Poate că undeva e benefic dacă am înțeles și era și o viziune a noastră că așa cum a fost înainte structurate, ciclurile erau bune, pe unii dintre colegii avantajează, pe alții îi dezavantajează. Nu acesta este principalul, dar și acesta este principalul, pentru că principala problemă. Ce se întâmplă? Cei care, elevii de la clasa 9, treceau la gimnaziu, liceele pierdeau o clasă. Dacă trec, deci din nou vor fi la licee, nu mai se realizează clasa 9 în gimnaziu. Spațiile. Deci lipsa spațiilor. Cu asta ne confruntăm. Sunt unități școlare, școli, unde nu s-a putut realiza acea sală pentru clasa pregătitoare. Și atunci mă bucur că s-a găsit și măsura de compromis de a face acest lucru în grădiniță. Să mergem înainte cu această clasă zero. Dar ne-am dori să se stopeze odată experiența care se face pe cadre didactice, părinți și, în ultimul rând, pe copii. Mi se pare că se tratează, eu știu, la suprafață. Totul este foarte superficial, iar fondul problemei rămâne mereu același. Actul de învățământ și faptul că acesta este subfinanțat. Nu se investește destul în cadrele didactice care să își dea silința, să aducă spre economie mai târziu, bineînțeles, oameni capabili. Vorbim aici și despre faptul că de la anul s-ar putea să avem, sau mai mult decât sigur că vom avea, două bacalaureate. Unul profesional și unul normal cu care candidatul va putea să meargă la facultate. Ei, și aici se pierde vreme pentru că ar putea să existe o treaptă în clasa 11 în care deja să se facă o diferențiere și să existe o pregătire profesională și o pregătire teoretică pentru cei care vor merge la facultate. În tot acest context în care noi schimbăm forma problemei, dar fondul nu-l tratăm cu nimic, cu ce poate veni cadrul didactic, dascălul, sindicatul și cu ce poate să se impună într-o lege mai bună, în crearea unor norme mai bune, în crearea unor condiții mai bune pentru învățământul din România? Vedeți, am mai spus-o și o spun, mimarea dialogului social care factorii politici tot timpul iasă, da, suntem deschiși la dialog social, dorim să aflăm părerea dumneavoastră a partenerilor sociali și când spun parteneri sociali nu suntem doar sindicate, sunt reprezentanții salariaților, sunt părinții, agenții economici, patronate. Până
mai nu de mult, efectiv nu am fost luați în seamă pentru simplu fapt că toate propunerile care noi am venit cu ele, în speță la Legea Educației Naționale, Legea 1, s-a făcut o dezbatere, s-a mimat o dezbatere. Am stat o săptămână, am fost la București, am stat 10 persoane, am mers pe fiecare articol în parte, cu propuneri din teritoriu, am mers, le-am prezentat asociațiilor de părinți. Le-am trimis spre decidentul politic și ne-am trezit că legea a fost asumată. Deci prin asumare, fără să se țină sau mai puțin de 50% din propunerile noastre. Propuneri care poate că nu erau toate bune. Dar mă întreb, de ce nu s-a dorit să se stea la masa negocierilor cu noi? Deci, pur și simplu, dialogul social n-a funcționat. Mai nou, scandalul politic care a avut loc acum, să zic, în vară, a atras atenția opiniei publice, a tuturor cetățenilor. Iar și noi, nu numai, vorbim și de foruri europene. Da, și forurile europene. Și am ajuns în situația actuală că noi de 3 luni așteptăm să se întâmple ceva în sistemul educațional. Primul lucru pe care v-am spus, mi-l doresc, finanțare corespunzătoare. Dacă legea într-un stat de drept este obligatoriu a fi respectată, de ce n-ar fi respectată și la noi în țară? Încă suntem restanți în sensul că nu au fost analizate. Există metodologie și pentru funcționarea Consiliului de Administrație în școli. Există norme metodologice, metodologie și pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director. Există regulament de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar, ROFUIP-ul, despre care colegii știu. Toate acestea nu înțeleg și nu înțelegem de ce, dacă ele au fost discutate, negociate, aprobate, tacit, să zic, și de o parte și de cealaltă, de ce nu se dă drumul? Oricum, teama mea, teama noastră a sindicatelor este că e un articol, articolul 5 din Legea Educației Naționale, care spune că orice modificare adusă prezentei legi se aplică din anul școlar următor. Mă întreb, acum când funcționăm și componența Consiliului de Administrație, adică metodologia de organizare a Consiliului de Administrație, e veche și funcționăm pe acea metodologie, ea va putea fi, să zic, aplicată doar din anul școlar următor. Instabilitatea în ceea ce privește conducerea unității. Director, director adjunct, inspector, chiar inspector general. Mandatul colegilor s-a terminat undeva prin luna martie, aprilie, mai, iunie. Ne-am dorit, în primul rând, și de politizarea, în special de politizarea sistemului educațional, și să existe o metodologie clară, niște norme metodologice care să dea posibilitate și acolo să acceadă 2-3 candidați și cel mai bun să câștige și să fie lăsat să-și ducă mandatul până la capăt. Și acest, când zic până la capăt, nu de fiecare dată, la fiecare schimbare politică, cel care a fost înainte nu mai este bun și să vină altul. Și se anulează orice decizie care a luat-o acest individ, se anulează. Decapitează un întreg sistem, nu se anulează. De mai multe ori, poate chiar într-un mandat. Deci nu se anulează, dar că nu se anulează la nivelul unității școlare. Ele, aceste lucruri, prin legislație. Deci se elaborează, de multe ori au fost norme sau adrese, note, care au primat, au trebuit să fie aplicate înainte de a aplica legislația. Pentru că așa au gândit minți strălucite, în ghilimele, din minister, care au spus aplicăm și la învățământ, cum spuneau adineauri, blocarea posturilor vacantate. Sau excludem, pentru că există un articol în acel ordin care spune că pentru posturile unice se poate organiza concurs, cu excepția celor din învățământul preuniversitar. De ce suntem din nou excepție? Cred că colegii care, am mai spus-o de atâtea ori, au rezistat și încă mai rezistăm să ducem pe mai departe ceea ce ne-au învățat profesorii noștri. Și, în primul rând, sau primează vocația dascărului, ar trebui totuși decidenții politici, indiferent care ar fi aceștia și care sunt, să axeze și pe elev.
dar să nu uite profesorul. Pentru că dacă profesorul este motivat, vine cu drag la clasă. Știe că are să pună pe masă a doua zi mâncarea copilului, cheltuielile care prin lege, există legea, în legea educației, obligativitatea, că vorbeam la dinaură, una dintre probleme, decontării navetei cadrelor didactice. Da, aici avem o problemă, chiar și în județul Arad, păi cu decontarea. Da, pentru că avem restanțe chiar din 2009, vreo trei situații din 2009. Astăzi am stat de vorbă telefonic cu o doamnă primar și mi-a spus, da, vreau să decontez și vom deconta. Dar oare ne aprobă reprezentanții Consiliului Județean rectificarea pozitivă? Pentru că pe legea bugetului se spune în anul 2012 nu se face nicio rectificare pozitivă. Deci, vedeți, și atunci sunt colegi care au de recuperat și 3.000 de lei, poate chiar 4.000 de lei. O sumă foarte mare, având enorm, în vedere salariile enorm pe care de le mare. Și e un drept, acolo. E un drept al meu, un drept al lui. Nu înțeleg de ce nu se respectă și acesta. Încet, încet ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Domnule Enășescu, vă mulțumesc că ne-ați edificat asupra unor probleme grave din învățământ și din învățământul din județul nostru, probleme care se vor nu agrava. Nu doar din județul nostru. Ele sunt la nivel central, pentru că, v-am spus, stau de vorbă cu colegi, pentru că suntem din toate zonele țării, la întâlnirile care le avem la centru în București. Și acolo noi tot venim cu soluții, venim cu, și propunem, așa ar fi bine. Ne ducem prin reprezentanți, ne susținem punctul de vedere, sperăm că acum sau în perioada imediat următoare tot să-și aplece atenția asupra acestui sistem care îl consider că e unul dintre cele mai importante sistemul educațional, pentru că noi suntem cei care pregătim viitorul acestei țări. Iar dacă viitorul acestei țări nu este cel noi dorim, ne dorim să, ca elevii noștri să fie foarte bine pregătiți, ne ducem la clasă, ne facem activitatea, ne desfășurăm activitatea, nu cum spuneați, că obligatoriu. Nu, deci vocația primează. Dar când nu există și motivația, și am spus-o, nu trebuie să mă ascund și nu ne ascundem, motivația financiară, atât în ceea ce privește salarizarea, cât și respectarea tuturor legilor după care funcționează învățământul. Iar dacă nu există o stabilitate legislativă, deci cel puțin la educație, avem legi clare, legi care trebuie să aplicate, atunci să le aplicăm și împreună să găsim soluțiile cele mai optime, cele mai bune, pentru ca, într-adevăr, cum spunea domnul Băsescu în 2008 când am semnat Pactul pentru Educație, bani contra reformă. Da, să se aloce bani suficient, nu bani lipsă contra reformă. Deci o reformă reală. Am înțeles, domnule Enășescu, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Dragi decidenți care ne-ați urmărit și ați auzit problemele pe care le avem în învățământ, o să vă rog să țineți cont și să țineți cont și de raportul pe care l-a trimis instituția domnului Enășescu la București, care n-a fost soluționat nici până în ziua de astăzi. A fost o informare despre realități. Despre realități. Vis-a-vis de tinerii care doresc să rămână în sistemul educațional sau nu vor să mai rămână după 5 ani. Sperăm să se țină cont de realitățile sociale din educația românească. Vă mulțumesc pentru participarea în această emisiune. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. O seară plăcută alături de InfoTV. Numai bine!